Vorbeam de învățământ, Adineauri. Există legea învățământului cu salarizarea cadrelor didactice. Da. N-a aplicat-o statul. Păi ce stat este ăsta? Doamne, ce stat este dacă statul a făcut legea? Că n-au făcut-o cadrele didactice. Da, nu se aplică. A făcut legea salarizării și vă tot amână așa de la un an la altul și dumneavoastră acceptați în mod nejustificat. Eu vă spun că trebuie să puneți piciorul în prag. Trebuie să vă redobândiți demnitatea. Nu se poate. Eu nu voi îngădui statului, dacă voi fi ales deputat, să facă lucruri de astea, să nu-și respecte propria lege. Este crimă. Vă rog să mă scuzați. Indiferent cât s-ar lamenta. Și unde? Unde fac lucrul acesta? În învățământ.